Continuăm prezentarea străzilor din municipiul Zalău. De această dată, echipa Sălășanul TV a poposit pe strada Hunedoarei, o stradă care, după cum veți putea vedea, nu a avut nicio parte de prea multă atenție din partea autorităților. Bătaie de joc pentru zălăoani. Mai multe străzi din oraș, uitate de primărie, arată ca și în secolul trecut. Tabloul acesta poate fi întâlnit pe străzile care au fost trecute cu vederea de primărie atunci când a demarat lucrările pentru reabilitarea drumurilor din oraș. Locuitorii de pe strada Hunedoarei, din cartierul Dumbrava Nord, un cartier rezidențial populat cu mulți oameni tineri care trebuie să-și trimită zilnic copii la școli și grădinițe și, bineînțeles, să meargă la muncă, trăiesc ca în secolul trecut. Când plouă, zălămanii de aici abia dacă reușesc să iasă pe jos și cu mașinile din cauza noroiului. Nici vara nu e mai bine, din cauza prafului care le intră în case. Toate acestea în condițiile în care cetățenii își plătesc dările locale an de an. Această stradă este precum valurile Dunării din valsul lui Strauss. Locuitorii de pe strada Hunedoarei trebuie să fie foarte prudenți în caz contrariscă să cadă pradă numeroaselor pericole pe care le oferă din plin infrastructura rutieră asigurată de autoritățile locale. Vorbim despre lipsa cu desăvârșire asfaltului și credem că puteți înțelege de ce în locul aleilor pavate pe care ar trebui să circule pietonii a crescut iarba. De unde trotuare dacă nu avem nici măcar un drum circulabil? Pe această stradă nu există niciun petic de asfalt, nici măcar o tasare a drumului. Trotuare poate altă dată. Aspectul unor căi de acces aflate în domeniul public dă mari bătăi de cap locuitorilor care încă așteaptă ca strada lor să fie asfaltată. Ce poți să spui despre o stradă care nu are marcaje și nu știi unde ajungi cu roțile dacă intri în vreo baltă? Pe lângă gropile care răsar ca ciupercile după ploaie, lipsa șansurilor face din fiecare precipitație normală un potop pentru drumul de pământ. Întrucât pe această stradă nu există șanțuri, apa coboară nedirijată în voie și toată strada Hunedoarei se transformă într-un amestec de bălți și pământ, formând adevărate valuri de mocirlă. Pe strada Hunedoarei mașinile merg încet pentru a nu stropi trecătorii când plouă sau pentru a nu-i prăfui când vremea ține cu ei. Această stradă nu beneficiază de trotuare, un lucru foarte important pe care l a uitat atât proiectantul cât și constructorul. Construirea unui trotuar pentru pietoni. Aceștia sunt acum nevoiți să umble pe mijlocul drumului, fiind expuși accidentelor de circulație. Nu mai vorbim de bolovanii care își fac viacul pe marginea drumului, iar de coșuri de gunoi stradal nici nu are rost să mai pomenim. De unde coșuri de gunoi când acestea nu există nici pe arterele principale ale municipiului? Și să nu uităm că pe această stradă circulă și copii, și mame cu copii, dar și bătrâni. Plimbatul copiilor cu cărucioarele este o adevărată provocare pentru multe mame, și asta din cauza trotuarelor lipsă, dar și asfaltului. O ieșire în aer liber devine un coșmar nu numai pentru părinți, ci și pentru copii. Cărucioarele se zdruncină și există pericolul accidentării micuților. O altă problemă este lipsa spațiilor verzi și a locurilor de joacă. Dinamica orașului, care a ajuns să se dezvolte mai rapid decât ar fi bănuit unii, a luat pe nepregătite autoritățile locale. Strada Hunedoarei nu beneficiază de un spațiu de joacă. S-au creat parcuri chiar și la țară, unde sunt imașuri, însă pe această stradă locuitorii nu au unde să-și lase copiii la joacă. Ca un blestem, străzile categorisite ca alei și cu nume frumoase sunt în multe cazuri pline de gropi și noroaie sau gunoi. În cazul de față și urmarea mai multor sesizări ale cititorilor, am prezentat strada Hunedoarei, îngustă, neasfaltată, fără trotuare și mai ales cu o sumedenie de gropi și bolovani, care pune la grea încercare răbdarea șoferilor și uzura, dar și rezistența autovehiculelor. Sperăm ca primăria să intervină!